Salut, Virgil! Am terminat cu bine și cea de-a doua partidă amicală, o nouă victorie, o victorie importantă împotriva unei echipe ocupanta locului 2 din Ungaria. Cum ai trăit din teren partida? Salut! Da, n-a fost deloc un meci ușor, dar eu zic că ne-am făcut treaba, ne-am făcut pregătirea și mă bucur că am și câștigat la finalul acestui meci. Repriza secundă mult mai bună, am intrat cu atitudine pozitivă, am și reușit niște goluri spectaculoase. Da, eu zic că ambele reprize au fost bune, doar că a doua am reușit să și înscriem. Cum e până acum cantonamentul? Astăzi a început să plouă, până acum a fost soare. Da, a fost vreme bună până acum, dar a venit ploaia, nu știu, eu zic să ne atingem toate obiectivele în acest cantonament și să începem campionatul cât mai pregătiți. Vom debuta în noul an oficial pe Giulești. Cât de mult contează revenirea acasă? Da, mă bucur că jucăm pe Giulești, că se punea problema să jucăm pe Național Arena sau ceva de genul. Giulești e casa noastră și acolo cred că avem cea mai mare forță, pentru că suporterii vin întotdeauna în număr cât se poate de mare și ne susțin. Ei sunt forța noastră și ne dau putere. Tu fiind portarul cu cea mai mare experiență, ce sfaturi le dai tinerilor Ungureanu și Codrosan? Le spun întotdeauna să muncească, să fie serios și fotbalul îi va răsplăti. Cum vezi partea a doua a sezonului? Mai avem 9 etape din sezonul regular, apoi sperăm noi play-off. Cum vezi acest final? Da, îmi place să mă gândesc pentru fiecare meci în parte și dacă reușim să câștigăm fiecare meci în parte, cu siguranță ne vom îndeplini obiectivul. Eu așa mă gândesc, nu știu, nu mă gândesc pe termen lung, mă gândesc la următorul meci. Tu fiind un rapidist crescut aici, de mic, ce înseamnă pentru tine să prinzi centenarul din postura de jucător? Nu mă așteptam. Mi se pare extraordinar să prind centenarul, să prind și stadionul acesta nou și de ce nu să facem și o figură frumoasă anul ăsta, să fim cu toții fericiți. Mersi mult!